discuta despre piețele valutare. Și vom începe cu euro USD. Moneda unică europeană își continuă evoluția pozitivă. Astfel, vedem că aceasta a reușit să recupereze tot terenul care a fost pierdut de la începutul alegerilor din, din SUA, odată cu acea perioadă de consolidare extinsă a dolarului american. Totuși, optimismul a venit și pe fondul datelor de ieri, pe care le-am menționat anterior, este vorba despre datele PMI din sectorul de servicii, care a indicat că impactul pandemiei asupra activității economice tinde să fie mai temperat decât, decât se, se prognozau. În această dimineață, totuși, informațiile nu sunt tocmai cele mai optimiste. Astfel au fost publicate date privind comenzile din fabrici pentru Germania și acestea vedem că au, au avansat cu 0,5% în luna septembrie, în termen lunar, desigur, față de nivelul prognozat de 2 puncte procentuale mai mult. Valoarea anterioară, vedem că a fost de 4,9%. Prin urmare, cererea pentru cererea și, în special, consumul la, la nivelul economiei germane pare să fie destul de, de afectat. Iar în acest sens. Această această tendință de stagnare ar putea să pună ceva presiune asupra economiei, economiei europene. În continuare totuși euro profită de perioada slaba a dolarului american și este posibil să mai continue această perioadă de Perioada de, de creștere. În acest sens, totuși, zona de la 1.17726 vedem că s-a dovedit a fi un nivel de rezistență destul de solid. Mai mult, depășirea acestuia pare destul de dificilă și în trecut, chiar dacă am asistat la o testare inițială a acestei bariere, vedem că a fost destul de dificil pentru cumpărător să, să o depășească. Chiar în acest sens investitorii ar putea să necesite mai multă încredere pentru spargerea acestui, acestui punct. În această dimineață a avut loc decizia Băncii Angliei privind, privind politica monetară. Astfel, trebuie spus că se aștepta ca instituția centrală să majoreze valoarea programului de cumpărare de, de active, dar în același timp anumite surse din media sugerau posibilitatea de introducere a ratelor negative de dobândă. Totuși, odată cu anunțul băncii centrale, vedem că rata oficială de dobândă pentru luna noiembrie a fost menținută la minimul la minimul istoric de 0,1%, dar Programul QE pentru luna noiembrie a fost a fost majorat de la 745 de miliarde de lire la 895 de miliarde de, de lire. Vedem că valoarea anunțată a fost peste cea prognozată de 845 de miliarde de lire, iar în acest sens. Um, Informațiile au oferit un boost de încredere pentru pentru investitori, întrucât vedem noi încercări de susținere a economiei din partea a băncii Angliei care este forțată de, de context să ia astfel de de decizii. Întrucât Economia britanică în continuare traversează destul de, de multe probleme. Știm deja că începând de astăzi va intra în vigoare acel lockdown național până pe, pe 2 decembrie, iar în acest sens activitatea economică, atât cea la nivelul economiei, economiei reale, cea la nivelul. Sectorului de manufactură, spre, spre exemplu, cât și cea la nivelul serviciilor, vor avea de, de suferit. Iar în acest sens, Banca Angliei s-a văzut nevoită să, să ia măsuri în încercarea de a compensa o parte din acest, aceste posibile efecte negative. Astfel, depășirea zonei de zonei 130 este un aspect pozitiv, dar rămâne de văzut dacă um, acest, această barieră va reuși să fie menținută pentru o perioadă mai lungă de timp sau dacă vânzătorii vor avea o reacție mai, mai clară, mai solidă, tocmai în încercarea de a combate acest de a combate o, o creștere a încrederii cumpărătorilor. În acest, în acest sens, decizia de la Casa Albă, dar și discuțiile referitoare la Brexit vor rămâne în continuare în centrul atenției și vor, avea, vor fi principalele puncte de interes pentru perechea valutară. Dacă vorbim despre USDJPI... Acesta vedem că a continuat evoluția agitată. Astfel, atâta timp cât rezultatul nu este clar, pare greu de crezut că dolarul va reuși să dezvolte o mișcare într-o direcție clară. Iar în acest sens, mai degrabă este posibilă o tendință de evoluție laterală într-un. Într interval mai permisiv, astfel zona 105-200 pare să fie limita superioară, în timp ce 104-200 limită inferioară. În trecut vedem că mișcările au tins să fie unele mai, mai timide, mai puțin ample, iar în acest sens, o delimitarea unui canal mai, mai larg ar putea să fie o idee, o idee inspirată. În continuare, cererea pentru yen ar putea să fie crescută în ideea în care dolarul american nu reprezintă neapărat încredere pentru, pentru investitori. Și în acest sens, cererea pentru yen ar putea, ar putea avea de de câștigat cel puțin pe, pe, termen, pe termen scurt. Mai mult, spargerea zonei de la 104-200 ar putea să deschidă drumul către 103-800, care vedem că este susținută de o retragere Fibonacci de 161,8% din mișcarea descendentă de undeva de la jumătatea lunii iulie anului curent. În ultima parte vom discuta despre piața de mărfuri și vom începe cu petrolul. Petrolul vedem că a suferit o ușoară tendință descendentă spre sfârșitul, spre sfârșitul sesiunii de, de ieri și la începutul dimineții, care a readus prețul undeva în zona nivelului de la 38-55. Totuși, în ultimele ore, vedem o ușoară tendință de recuperare din partea, din partea materiei prime. Această depreciere vine pe fondul. Pe fondul unor așteptări în scădere referitoare la implementarea pachetului de stimulente din SUA în, în, viitorul, în viitorul apropiat. De ce? Pentru că situația din, de peste ocean tinde să fie una indecisă, iar în acest sens, faptul că Republicanii par să își mențină locurile în Senat, iar uh, democrații par să uh, mențină Camera Reprezentanților, ar putea să ducă la noi fricțiuni între cele două tabere în ideea de aprobării acelui pachet de, de ajutor. Uh, pe de altă parte, atitudinea referitoare la piața petrolului uh, a fost ajutată în timpul sesiunii de, de ieri, când au fost publicate stocurile de petrol. Uh, valorile stocurilor de petrol din, din SUA pentru săptămâna încheiată pe 30 uh, uh, noiembrie. Astfel, la nivelul stocurilor de petrol a fost anunțată o surpriză, o scădere cu 8 milioane uh, față de nivelul prognozat de creștere de 2 milioane. Ce despune acest lucru este că cererea pentru uh, materia primă a fost una destul de solidă, dar pe de altă parte, cererea pentru uh, produse prelucrate, precum uh, cerea de benzină, dar și cea de uh, produse distilate, vedem că au înregistrat rezultate mai slabe decât cele prognozate. Mai mult, stocurile de benzină chiar, uh, chiar au avansat în ciuda uh, unei uh, scăderi prognozate de 1,2 milioane. Astfel, uh, mobilitatea, la nivelul, la nivelul SUA ar putea să fie una mai scăzută, iar în acest sens, cererea ar putea să aibă de, de suferit, chiar dacă asistăm la această valoare, la această valoare optimistă pe, pe termen mai scurt. În continuare, este posibil ca alegerile din SUA să reprezinte un, un context mixt pentru piața petrolului. Pe de-o parte, vorbeam despre acea amânare a implementării pachetului de stimulente, dar pe de altă parte, administrația, o posibilă administrație democrată ar putea să îmbunătățească relațiile cu Iranul, ceea ce ar putea duce la o creștere a ofertei de petrol din piață. Um, prognozele indică posibilitatea ca uh, până, de fapt, în prima jumătate a anului viitor, uh, oferta de petrol să crească cu aproximativ un milion de barili pe zi, ca urmare a uh, renunțării la acelor sancțiuni impuse Iranului. Pe de altă parte, uh, este posibil ca uh, atâta timp cât Senatul va fi deținut de către republicani. Încercarea și agenda destul de agresivă a lui Joe Biden cu privire la uh, trecerea către surse de energie regenerabilă să fie ținută de destul de mult sub control, iar în acest sens uh, perspectivele pentru petrol pe termen, pe termen mai lung, ar rămâne unele destul de optimiste și ar putea să favorizeze uh, o recuperare a prețului. Mai mult, uh, dacă vorbim și despre uh, momentul în care vom afla rezultatul final și uh, nivelul de. Uh, nivelul de claritate din, din piețe se va accentua, atunci potențialul pentru piețele de capital ar putea să fie unul de, de creștere. Ar, în acest sens, petrolul ar putea să fie favorizat de acest lucru indirect și ar putea desigur să înregistreze valori mai, mai bune. În momentul de față, zona de la 38.55 pare o valoare destul de Destul de disputată de către cele două tabere, iar în acest sens, o distanțare mai clară, poate, către, poate chiar către 39-22, ar putea să ofere mai multă încredere cumpărătorilor. Mai mult, dacă vom asista la o spargere a acestui nivel, care vedem că este susținut și de o retragere Fibonacci de 38,2% din secvența descendentă de la jumătatea lunii, lunii octombrie. Am putea să vorbim despre o mai, un nivel mai ridicat de entuziasm la nivelul în ceea ce privește cumpărătorii. În ceea ce privește aurul, acesta rămâne destul de stabil pe măsură ce investitorii consideră că Joe Biden va câștiga biroul oval. Astfel, este posibil ca situația aurului să fie impulsionată de acest context, întrucât un președinte democrat ar putea să indice uh, un plan mai amplu de uh, de stimulente. Iar în acest sens, uh, um, iar în acest sens metalul prețios ar putea să aibă de, de câștigat. Mai mult um, sentimentul la nivel global rămâne unul destul de, de mixt, Iar în acest sens cererea pentru activele de refugiu tinde să fie una destul de, de accentuată. Acest lucru s-a văzut și la nivelul la ienului nivelul japonez, dar vedem în acest moment și la nivelul aurului, care a reușit să depășească două niveluri cheie de rezistență în zona 1900, dar și în zona 1910. În continuare, Piețele și bă, ă, direcția de evoluție a va ă, depinde în mare parte de acel pachet de stimulente din SUA, întrucât investitorii se așteaptă la un moment dat la implementarea unui astfel de, de proiect, iar în acest sens, ă, momentul în care un astfel de scenariu va fi anunțat, dar și cât de amplu va fi, va fi acesta, ar putea să fie definitoriu pentru ă, direcția, dar și pentru. Ă, Amplitudinea mișcării care uh, uh, va, va apărea la nivelul piețelor. Menținerea zonei de la 1910 pare un uh, obiectiv destul de dificil uh, pentru, pentru cumpărători, care vedem că și în trecut um, um, testarea acestei zone de la 19, um, 1916-1917 s-a dovedit a fi uh, un, un punct problematic. În, pentru cumpărători, în ceea ce privește extinderea mișcării ascendente. Astfel, secvența dă deja ceva semne de oboseală, semne de încetinire, iar în acest sens, o revenire către 1910 ar putea să fie posibilă. Calendarul de astăzi este unul extrem de interesant. Astfel, pe lângă evenimentele care au avut loc în această, în această dimineață, vorbim desigur despre datele privind comenzile de fabrică din, din Germania. La ora 12 ora României vor fi publicate vânzările de retail pentru luna septembrie din zona euro. Acesta nu este un eveniment cu un potențial de a influența prețurile atât de ridicat, dar ar putea să merite urmărit. Ulterior, la 3 jumătate se vor publica cererile săptămânale pentru ajutor de șomaj, vedem că se așteaptă uh, o scădere de la 751.000 de nivelul anterior la 733 de mii. Ulterior, seara uh, va avea loc un eveniment important. Decizia rezervei federale privind rata dobânzii pentru luna noiembrie. Uh, vedem că se prognozează menținerea.